Bună ziua, sunt Cătălin Gorea și vă invit la News Show. Iată câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în această ediție. Vicepremierul pentru reintegrare s-a întâlnit în această dimineață cu așa zisul ministru de externe din regiune. Pe agenda discuțiilor se află în special subiectul energetic. Iar înainte de întrevedere, Oleg Serebrian le-a spus jurnaliștilor că va încerca să convingă partea transnistriană să reia furnizarea de energie electrică. Ce declarație a făcut Vitalie Ignatic? Vedeți în jurnal. Accident în lanț la Stăuceni. 10 autoturisme s-au ciocnit în această dimineață, iar multe vehicule au fost grav avariate. Potrivit poliției, impactul s-a produs din cauza poliului. 4 deputați de la Șor și unul din fracțiunea blocului comuniștilor și socialiștilor au rămas fără cel puțin jumătate din salariu, dar și fără indemnizația pentru transport. Motivul? Absențele nemotivate de la ședințele legislativului. Cine sunt aleșii poporului care au fost penalizați? Vă spunem în câteva clipe. Poleiul de azi dimineață a dat mari bătăi de cap șoferilor. La Stăuceni, 10 mașini s-au ciocnit, mai multe automobile fiind grav avariate. S-a întâmplat în această dimineață la ieșire din localitate. Ora 10 și 3 minute, poliția a închis traseul. Direcționează traseul spre Tiraspol. Potrivit poliției, coleziunea în lanț s-a produs din cauza stratului de polei format pe șosea. Imediat după accident, la ieșire din localitate, s-au format ambuteiaje. Într-o avertizare pentru șoferi, poliția susține că în toată țara carosabilul este umed, iar pe alocuri acoperit cu polei. Pentru a evita accidentele, oamenii legii le recomandă conducătorilor auto să păstreze o distanță mai mare față de mașina din față, să evite depășirile și să-și echipeze neapărat mașina cu anvelope de iarnă. Producătorii autohtoni de energie regenerabilă din Republica Moldova anunță grevă japoneză. Acestea acuză autoritățile că nu sunt suficient de receptive la problemele, dar și propunerile lor, care ar avea menirea să-i ajute cu energie electrică în această perioadă de criză. Ei spun că guvernul mimează că îi aud, iar toate discuțiile pe care le-au avut până acum nu s-au finalizat cu nimic concret. Contactat de TVOP, serviciul de presă al guvernului ne-a spus că vor veni ulterior cu o reacție. Chiar nu înțelegem de ce o atârnare atât de neînțeleasă de noi la nivel local de autoritățile noastre în această criză unde se comunică prin presă că se caută 20 de megawatt, se caută 50 de megawatt. Noi avem concret 125 de megawatt, deci care pot fi folosiți real în sistemul național și care vor duce, mecanismele corecte vor duce la creșterea și posibilitatea altor investiții în domeniu ca să valorificăm unicile aceste două surse naturale din Republica Moldova. La ședința care a avut loc, noi am convenit cu Midru, ANRE și Mold Electrica că noi facem niște simulări împreună cu ei. S-a hotărât, inclusiv cu participanții producătorilor. S-au făcut aceste simulări împreună cu ei și s-au ajuns la concluzia că propunerea care noi am dat-o face o economie în jur de 30% din prețul kilovatului de echilibru. Dar nu înțelegem deși nu se ia o decizie, deși nu se vrea să realizeze ideea noastră, că e foarte bună, că toată energia asta, dacă noi o facem prin schema care am propus-o, ar să fie cu 30% mai ieftin. Asta înseamnă că prețul final la consumator ar să fie mai mic. Nu e nici complicat pe treaba asta. Noi am vrut ca doamna Gavriliță să ne ieie așa sub tarifă, nu se primește și o rugăm încă o dată că Midru nu
poate face față la, la problemele care au apărut nouă. Ei nu pot urgent să iei o decizie. După ce ieri preza a scris că se scumpește semnificativ polița de asigurare obligatorie în medicină, directorul Companiei Naționale de Asigurare în Medicină vine cu precizări. Chiar în aceste momente, el susține o conferință de presă. Haideți să urmărim câteva declarații. Toți cei care sunt încadrați la învățământ cu frecvență la zi, șomerii înregistrați oficial la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, persoanele care primesc ajutor social, gravidele, parturientele, lăuzele, deci aceste categorii de persoane nu vor achita primele de asigurare nici în anul 2023. Pentru aceste persoane, primele vor fi achitate de către guvern, conform legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, astfel în bugetul de stat, în anul 2023, pentru asigurarea acestor categorii de persoane, sunt aproximativ 1.600.000 de persoane. Guvernul va aloca 6.847.595.700 lei. În ceea ce privește persoanele care sunt obligate conform legii să se asigure în mod individual, pentru cei care vă aduc în primul rând la cunoștință prevederile legislației în vigoare, deci legea prevede că persoanele care sunt obligate să se asigure în mod individual trebuie să facă acest lucru până la data de 31 martie a anului în curs. Respectiv, în anul 2023, toate persoanele care sunt obligate să se asigure în mod individual și vor respecta obligația de a se asigura până la data de 31 martie 2022, vor achita exact aceeași primă în sumă fixă ca și în anii precedenți. Deci nu va fi absolut nicio creștere. De exemplu, proprietarii de terenuri cu destinație agricolă. În anul 2022 achită 1014 lei. În anul 2023 vor achita exact 1014 lei. Persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul. În anul 2022 achită 1622 lei, în anul 2023 vor achita exact aceeași sumă. Fondatorii de întreprinderi individuale, deținători de patentă, arendași, arendatori, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie, alți cetățeni care nu sunt angajați și nu sunt asigurați nici de către guvern, vor achita în anul 2023 prima în mărime de 2028 de lei, exact ca și în anul 2022. Mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii, administratorii autorizați, indiferent de formă de organizare juridică, care nu sunt angajați, persoanele care exercită independent profesia de medic de familie vor achita prima de asigurare în anul 2023, exact ca în anul 2022, în mărime de 4056 de lei. În ceea ce privește mărimea primei care a apărut în spațiu public de 12.636 de lei, această primă a fost calculată în conformitate cu articolul 17, alineatul 4, din legea 1585, care a fost adoptată încă la 27 februarie 1998. În conformitate cu această lege, cuantumul primei de asigurare în sumă fixă ar trebui să constituie 12.636 de lei, dacă nu ar fi vorba de facilitățile care le-am menționat deja mai sus, de 1014 până la 4056 lei. Însă, ținând cont că anul 2023 și anul 2022 sunt ani care au lovit asupra buzunarului populației, sunt ani destul de dificili, am propus Consiliului de Administrație să menținem facilitățile menționate. Deci, ca populație care respectă obligația de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală până la data de 31 martie a anului în curs, să nu aibă de suferit. Vreau să vă aduc la cunoștință la fel și faptul că aproximativ 97,2% din toate persoanele care achit primă în mărime fixă, conform estimărilor PNAM, în anul 2023 vor achita prima anume până la data de 31 martie 2023 și vor beneficia de facilitățile menționate. Există situații și există anumite
persoane care consideră că nu sunt obligate să achite prime de asigurare obligatorie, deși au posibilitate, deși nu sunt nici în una din categoriile de persoane care sunt asigurate de guvern, nu sunt nici șomeri înregistrați oficial, nici persoane care beneficiază de ajutor social, nu sunt nici pensionari, nici persoane cu dizabilități. Să zicem că practic o activitate de antreprenoriat la negru sau se ocupă cu alte activități care aduc un anumit venit, dar pe care nu îl declară. Și aceste persoane au posibilitatea de a achita prima de asigurare obligatorie până la data de 31 martie 2023 cu facilități și anume în mărime de 2028 de lei. Însă, persoanele care... Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, s-a întâlnit în această dimineață cu așa zisul ministru de externe din regiunea transnistriană. Întrevederea are loc la sediul misiunii OSCE din Chișinău, iar părțile vor discuta în special despre criza energetică. Înainte de discuții, Oleg Serebrean a declarat că va încerca să convingă reprezentanții Tiraspolului să reia furnizarea de energie pentru malul drept al Nistrului. Sperăm să avem o soluție pe dosarul energetic, pe libertatea circulației, dar le vom vedea. Credeți că în urma acestor negocieri vom avea energie electrică? Sperăm. Depinde de negocieri, cum vor fi, cum vor decurge. Subiectele care vor fi sunt medicamentele, libertatea circulației și subiectul energetic. Să avem energie, în primul rând. Cu cât să fie preț mai mic, cât mai bine să fie, dar vedem ce propune și partea. Poziția noastră este una clară. Noi vrem ca să aducem o stabilitate în sistem, în rest vom vedea cum vor merge negocierile. В Молдову тоже поступает меньше газа. Почему Приднестровская страна, когда в Москве находится, не договаривается с «Газпромом» об увеличении поставок, например? Это интересный вопрос к вашему руководству, которое копит газ, который оседает на территории Украины, и Молдова за него платит. Поэтому спросите, почему они копят, они поставляют его. И самое главное, для того, чтобы поставлять электричество, необходимо заключить контракт с Днестровской ГРЭС. Будет заключен контракт, будут обсуждены условия, параметры контракта и будет возможность для поставок электричества. Контакты есть, взаимодействие тоже, насколько я знаю, ведется. Будем все эти вопросы сегодня обсуждать с коллегами. Но Приднестровская сторона ведет в Москве переговоры об увеличении поставок газа от «Газпрома», например? Приднестровская сторона тоже взаимодействует с российской стороной. Мы не просто ведем диалог, мы настаиваем, мы обращаемся и к Российской Федерации, и к Организации Объединенных Наций, и к ОБСЕ, как вы знаете, мы направили целую серию обращений с предложениями о том, чтобы выйти из кризиса максимально безболезненно для людей, для населения. După discuții la ora 14, șeful Biroului de Reintegrare, Oleg Serebrean, va face declarații pentru presă și va vorbi despre rezultatele negocierilor. Acum o lună, Oleg Serebrean și Vitali Ignatev s-au întâlnit la Tiraspol, unde au discutat despre criza energetică. Atunci, părțile nu au reușit să ajungă la un compromis în legătură cu reluarea furnizării de energie electrică pentru malul drept al Nistrului. Arena Chișinău se va deschide chiar în ajunul Crăciunului pe stil nou, 24 decembrie. Primul concert va fi susținut de trupa ucraineană Ocean Elzy, care a anunțat despre organizarea concertului în cadrul unui turneu. Într-o postare pe Facebook, trupa menționează că nu va fi o prestație simplă, ci și mult așteptată deschiderea Chișinău, Arena, a unei arene noi. Proiectul Chișinău Arena a fost lansat de fostul lider PD, fugarul Vlad Plahotniuc, în 2018. Atunci democrații anunțau că Arena va fi deschisă în toamna anului 2019, lucru care nu s-a mai întâmplat nici până astăzi. Costul acestui proiect este de 44,5 milioane de euro, pe care statul urmează să-i achite în 12 ani. Cinci deputați moldoveni au rămas fără cel puțin jumătate din salariu din cauza că au lipsit de la ședințele din plen și cele ale comisiilor parlamentare. Este vorba despre deputații Regina Apostolova, Vadim Fotescu, Petru Jardan și Denis Ulanov de la fracțiunea Partidului Șor și Constantin Starăș de la Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. Dacă lui Starăș i s-a tăiat 50% din salariu după ce a lipsit în luna noiembrie la trei ședințe ale Comisiei Parlamentare, din care face parte, ceilalți patru deputați de la Șor vor rămâne doar cu un sfert din salariu din cauza că au ignorat toate ședințele Parlamentului și ale Comisiilor Parlamentare. Celor cinci deputați li s-a retras și indemnizația pentru transport, din cauza că nu s-au prezentat la serviciu. Menționăm că fracțiunea Partidului Șor a declarat încă de la începutul sesiunii curente că va boicota ședințele Parlamentului în semn de protest față de partidul de la guvernare.
Trei sportivi de performanță reținuți pentru șantaj, indivizii de 34 și respectiv 35 de ani, ar fi estorcat de la un bărbat din Hâncești bani sub pretextul unei datorii inventate. Victima era amenințată cu moartea și chiar bătută. Suspecții au mai fost cercetați cu legea, iar acum riscă să ajungă după gratii. Gruparea criminală specializată în șantaj a fost deconspirată după ce victima, un bărbat din municipiul Hâncești, s-a plâns la poliție. Oamenii legii au reținut trei indivizi care ar fi sportivi de performanță. Aceștia ar fi pretins de la victimă 6.000 de euro sub pretextul unei datorii inventate. Pentru a-și atinge scopul, bănuiții veneau acasă la victimă la diferite ore și amenințau victima cu moartea și răfuială fizică, cerând bani de la ea. Cei trei suspecți în vârstă de 34 și 35 de ani au fost reținuți la sfârșitul lunii noiembrie. În cadrul perchezițiilor desfășurate în locuințele lor, au fost ridicate arme de foc, bani, acte ce confirmă implicarea bănuiților în estorcări de bani, precum și alte date și informații relevante cazului. Potrivit poliției, bănuiții care sunt sportivi de performanță au în palmares mai multe dosare penale, iar cel puțin doi dintre ei au fost judecați anterior pentru trafic de droguri, escrocherii, precum și vătămarea intenționată a integrității corporale. Toți trei au fost reținuți și riscă să petreacă următorii 7 ani în detenție. De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, colegii de la Moldova Gândește vor povesti istoriile de viață dure pe alocurea unor bărbați diagnosticați cu tulburări neurologice. Este și cazul lui Vasilie Cazacu, un bărbat de 36 de ani, care acum este unul dintre cei 6 beneficiari ai Serviciului Social Locuință Protejată din orașul Fălești. Cu ajutorul asistenților sociali, el și ceilalți bărbați din casă învață cum să se integreze în comunitate. Aia că curăță. Vasile, acum un bărbat de 36 de ani, și-a petrecut copilăria în orfelinat. Despre traiul de acolo își amintește cu groază. Ușirii, cu băsul, pacabului, cu... De aproape 10 ani locuiește împreună cu alți 5 bărbați într-o locuință protejată, un serviciu social pentru adulții cu afecțiuni mentale. Și cam așa de toate zilele voastre sunt acum, da? Mâncare aveți de făcut, paturile, da? Da, patere. Cu ajutorul asistenților sociali, el și ceilalți bărbați din casă învață cum să se integreze în comunitate. Pregătesc mâncare, lucrează pe lângă casă și merg la magazin. Așa e mai bine? Da. Așa. Sâmbătă la Moldova Gândește de la 19:45, spunem povești reale cu eroi adevărați care învață cum să locuiască în comunitate. Banal pentru mulți dintre noi, greu pentru ei, dar nu imposibil. Iar la Căușeni, un camion s-a răsturnat într-o curbă periculoasă după ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Testul la alcoolemie a arătat că bărbatul nu era în stare de ebrietate. Accidentul s-a produs în după amiaza zilei de ieri în localitatea Grigorievka din raionul Căușeni. Camionul era condus de un bărbat de 52 de ani. Potrivit poliției, conducătorul auto nu ar fi adaptat viteza într-o curbă periculoasă. În consecință, autocamionul a trecut peste bara de protecție a drumului și s-a răsturnat. Partea bună este că șoferul a scăpat nevătămat. Cazul este documentat de polițiști pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerei accidentului. Situația alarmantă la o grădină zoologică din Sydney, Australia, după ce 5 lei au evadat din voliere. Este vorba despre un leu adult și 4 pui. La scurt timp după ce animalele au fost văzute plimbându-se în afara țarcului, grădina zoologică a fost imediat închisă. Potrivit presei străine, un pui a trebuit să fie tranquilizat, dar toți leii au fost găsiți și duși înapoi în câteva minute. În imaginile video se poate observa cum leii au reușit să treacă pe sub gardul din adăpostul lor, ajungând pe partea cealaltă a teritoriului, zonă unde se plimbă vizitatorii. Aceștia explorează terenul bucurându-se de libertate. Directorul executiv al grădinii zoologice a menționat că incidentul este considerat grav și va fi investigat. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem până la această oră. Următorul buletin de știri în limba rusă începe la ora 14:45. Să aveți o zi cât mai reușită!